Am sunat la pompieri și au zis că se cunoaște incidentul. Dar am văzut în stație acolo, peste drum, doar polițiști care făceau ceva de mână. În fiecare zi, fiecare săptămână se dă foc la vegetație. E clar că cineva vrea să pună gheara pe lotul ăsta și vrea să scape de verdeață. În fiecare zi incendii și nu, și autoritățile nu pun aici polițiști locali, naționali, pompieri care să vegheze. De câte ori pe săptămână interveniți? E clară complicitate între proprietarii terenului, care în mod miraculos l-au obținut prin retrocedare, și autorități. Uitați-vă cum am distrus copacii și acum vor să-i distrugă de tot, să-i elimine prin ardere. Fiecare zi arde câte o bucată din asta. Fiecare câteva zile tot e incendiu. E clară complicitate. Rămâne ars tot în urmă. Insecte, animale, totul arde aici. Da, Alex. Lângă stația de metro au venit pompieri. În parc arde. Da, între două stații de metro, da. Veniți. Până scot pompierii apa, hai că au scos-o. N-a trecut nici o săptămână. Mafia imobiliară, cu mafia politică, cu mafia polițienească. Uite așa se distrug plămânii capitalei, sub ochii noștri. Erau trei polițiști acolo, îmi făceau semne să plec, înainte să apară pompierii. Da, uite, aia sunt polițiști. Ce să vorbim? Asta e. Mai periculos e cu focul, de apă nu ne temem. Thank you.